Sute de mii de turiști își petrec anual vacanțele de vară pe litoralul românesc, iar în urma lor rămâne o cantitate semnificativă de deșeuri, de câteva zeci de tone, potrivit datelor centralizate de o companie care activează pe piața de profil. Conform Digi24, 85% dintre deșeurile descoperite pe plajele cele mai aglomerate din județul Constanța sunt din plastic, restul reprezentând deșeuri din metal, sticlă sau ceramică, cauciuc, hârtie sau carton, textile și lemn procesat, iar cantitățile sunt în creștere de la an la an, conform analizei Clean Recycle. O mare parte dintre deșeurile care nu sunt colectate selectiv în pubelele speciale ajung în apa Mării Negre. Plasticul predomină și în ceea ce privește cantitatea de deșeuri plutitoare descoperite în apă, într-o proporție de 89%, potrivit datelor publice citate de companie, scrie Agerpres. Cele mai multe deșeuri din plastic descoperite de autorități atât pe plajă cât și în apă au fost peturi, pungi, saci, linoleum, căleți și bidoane. În acest context, recomandarea specialiștilor pentru turiști este ca atunci când merg la plaje să aibă cu ei saci în care să adune deșeurile, pe care mai apoi să le ducă la locurile special amenajate de colectare, minimizând astfel cantitatea de deșeuri de ambalaje sau de altă natură pe plaje. Pentru atingerea obiectivelor de reciclare pe care România le-a ratat până în prezent, trebuie crescută cantitatea deșeurilor colectate selectiv. Țara are în prezent o rată de reciclare de sub 50%, potrivit Eurostat. Din 2023, țintele cresc la 65%, iar din 2025 la 70%. În acest sens, infrastructura de colectare trebuie îmbunătățită la nivelul întregii țări și, de asemenea, sunt necesare campanii intense de conștientizare și informare, apreciază Clean Recycle. Ambalajele din plastic au atins în 2019 un volum total de 15,4 milioane de tone, fiind al doilea cel mai important material de ambalaje din Uniunea Europeană. Cifra este în creștere cu 26,4% comparativ cu anul 2009, potrivit barometrului Eurostat, relatează Digi24.